înainte să intrăm în ordinea de zi, vă rog să aprobăm procesul verbal pe trația lui fiecare dintre dumneavoastră al ședinței anterioare. Cine este pentru? Aș avea o singură mențiune, dacă se poate, să specifice la proiectul de hotărâre cu suprafața, cu spațiul de la Ion, pentru Ion Teodorescu. Noi ne-am abținut, n-am votat împotrivă. O chestiune de nuanță, da? Deci e o chestie de nuanță. La proiectul de hotărâre din ședința trecută. Deși abținerea înseamnă și împotrivă, dar... La punctul 4, cred că este. Deci noi ne-am abținut, n-am votat împotrivă. E un aspect. Da. Mulțumesc. Sunteți de acord cu... Da, da. Vă supun atenției ordinea de zi cu cele 7 puncte și alocul la care îi diverși. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri. Primul proiect de hotărâre este rectificarea bugetului local și modificarea listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2016. Raportul Direcției Economice. Aprobat în anumitate de 6 voturi pentru. Raportul Direcției de Dezvoltare Investiții Proiecte. Comisia Comisiei. Direcție. Raportul de avizare a Comisiei Economice. Deci numai la Comisia Economică a fost. Stimați colegi, după cum ați observat în raportul prezentat de către domnul director de Iannu, la venituri, influențele sunt de 75.000, care înseamnă o încasare de la impozitele pe terenul pentru persoanele juridice, și la cheltuieli, această sumă se repartizează pe autorități executive, locuințe, servicii și dezvoltare publică, asta din punct de vedere al indicatorilor. Suma respectivă e de 51.300 de demolare și construirea sediului la primărie, este vorba de conservarea primăriei pentru perioada de iarnă. 13.700 amenajarea unei parcări și achiziționarea unui soft ANL de 10.000 de lei. Aveți anexat lista obiectivelor de investiții care s-a modificat, de asemenea și parcarea, localizarea parcării. În Comisia Economică s-au adresat câteva întrebări unde ești, s-au lămurit, dacă dumneavoastră nu aveți ceva întrebări. 3.700 pentru documentația aferentă și pentru avize, în lucrarea în sine. Documentație, nu așa, mă, așa e specificat aici, pentru documentație. Da, documentație. Da, ok. Da. Așa scrie. Cine este pentru? Împotriva, abține, vă mulțumesc mult. Următorul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Aici este vorba de bugetul Spitalului Municipal, de asemenea și dânsii au o rectificare pentru că au primit de la Casa de Sănătate o sumă de 510.500 și de asemenea $10.500 de venituri pe care dumneavoastră le-ați încheiat. Aceste sume au fost repartizate pe capitolul 2, 66.10, bunuri și servicii. Raportul de avizare al Comisiei Economice. Aprobat în anumitate, 6 voturi. Eu, în ședința de comisie și probabil că dată anul și domnul Copianu, am adresat câteva întrebări vis-a-vis de modul de repartizare. Din punctul de vedere al capitolului de hrană și de medicamente. Înseamnă repartizarea de la un trimestru la altul destul de mare. Dacă puteți să faceți explicații. Noi am făcut bugetul, e prima rectificare pe care o facem. Da. Bugetul inițial a fost pe bugetul istoric. Ori, ce se întâmplă la noi, consumurile nu sunt egale. Lună de lună sunt pacient mai mult, mai puțin, mai... Și din cauza asta sunt și rectificările astea. Contractul pe care l-am încheiat aveam la sfârșitul 1 iulie cu Casa de Sănătate arată total diferit față de contractul de anul trecut. Anul trecut, când am avut numai două luni de ordonanță de creșterea salariului cu 25%, anul ăsta am venit cu 25%, urmează să mai venim și cu ceilalți cu ordonanța 20. Deci sunt foarte multe... Am înțeles, domnul director, dar de ce n-ați repartizat și în trimestrul 3? Mi se pare, în trimestrul 4, mi se pare că diferența e mare. Ați luat foarte mulți bani în trimestrul 3, atât la hrană, cât și la bunuri și servicii, ce am văzut. Da, pe acolo. Trimestrul 4, nici bugetul de la casă nu este definitivat. Deci nu avem repartizat venituri pe luna octombrie, noiembrie, decembrie. Avem ceva sume, dar foarte puțin. Urmează să se rectifice bugetul Casei de Sănătate,
Și noi sunt prevăzători să avem de unde n-avem prevedere să putem. Să vă mai ia ceva? Nu, sperăm să ne dea. Avem servicii, am primit și acum am mai primit cu subvenții chiar acum. Atunci e o strategie de... La BFT, la Fise, la laborator de analize care a intrat în luna iulie în contract cu Casa Sprânscace și mai analize ca și ceilalți la toată lumea, posibilitatea de trimitere, deci... Și mai e o chestiune conform principiilor de execuție bugetare. Dacă nu poate să cheltuiască în trimestrul 3, cheltuie în trimestrul 4. Ce-i rămâne? Am înțeles. În general, e bine să ai mai în trimestrul la început de an prevedere, că e invers, dacă ai în 4, e greu, trebuie să-i aduci de acolo 2, 3, ca să eu mă gândeam la o echipare... Da, de la început, când știi o sumă, să-l împarți așa. Nu știu niciodată exact cât se cheltuie. Noi acum, la bugetul ăsta, acum se cheltuie în comunicare în luni. Și ne-am așteptat să facem. Știu eu, o să avem pacienții mai mult, mai puțin. Casa, probabil că nu o să mai aibă suficient de fonduri și o să ne taie vorba și sper să nu fie adevărat. Și la obiectul de inventar, pentru că adică era o sumă mai mare decât lingerie și accesorii. Da, am trecut foarte greu peste vară. Spitalul e construit, deci nu se poate implementa la ora asta un sistem de aer condiționat. A fost foarte cald și am achiziționat aparate de casca, sunt aparate, calculatoare. S-au mulțit acest cabinetele, trebuie calculator, imprimantă, cititor de card. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, vă rog. Voiam să întreb dacă s-a rezolvat cu defecțiunea care a fost la celula de întrerupere a curentului la spital. Că o să merge pe direct, există... Înțeles, da. La momentul ăsta am făcut demersuri. Domnul Stan, care este expert în zonă, ne-a făcut proiectul și urmează să achiziționăm. Costă în jur de 100 de milioane, 80-100 de milioane, ceva de genul. Da, o să țineți cont, bănuiesc că defecțiunea s-a întâmplat din cauza plăcii care nu are hidroizolație și... Bine, nu e așa, dar... Deci printr-o placă de 8 cm trece apa și cred că nu avea un motiv, deci a picurat apa pe Oromax și din cauza asta cred că s-a întâmplat și defecțiunea. Da, vedem ce spune expertul acum, o să ne spună și din ce cauză și o să ne dea și măsuri de... O să ne spune și ce trebuie să facem. Vreau să întreb din punct de vedere medical, dacă domnul director poate să ne răspundă la anumite întrebări. Nici am pus un consiliere pe mine. Da, dumneavoastră, dacă din punct de vedere medical, puteți să ne spuneți și alte întrebări decât cele administrative. Aș vrea într-o ședință de consiliu următoare, dacă se poate, să invităm pe directorul medical al Spitalului Fetești să ne spună anumite întrebări. Legate, de exemplu, de un caz, ieri seară cineva s-a prezentat acolo, m-a numit domnul doctor, care nu-i dau numele, de gardă, a zis că nu poate să facă nimic, că nu știe ce să facă, pur și simplu. Adică sunt anumiți doctori sau medici care fac garda la Fetești numai de dragul de afaceri și încasează niște bani. Vin două zile la Fetești, pa, și-a luat bagajul și-a plecat și mai vin iar peste o săptămână, mai fac două gărzi, mai încasează niște bani, iar mai vin peste două săptămâni, mai încasează. Ce facem? Da, aș vrea de directorul medical al Spitalului Municipiului Fetești să vină, să ne dea un acord de activitate la medicii care sunt la UPU, la primire, unitatea de primire urgență, să vedem pentru ce. Și cazul o să fie atunci personal prezentat. Femeie în vârstă de 75 de ani, care a fost, eu am fost acolo personal când s-a întâmplat chestia asta, care a fost prezentată, s-a uitat la ea și a spus, n-ai ce să-i facă. După care, ulterior, am sunat pe domnul doctor, care este director. Timpul trece, trebuie și scris. Nu primar, deși ceea ce vorbim acum se... Da, se înregistrează și probabil că rămâne. Dar vreau să și invităm să vedem cum se procedează. Gărzile care se fac, se fac numai scriptic, numai ca să casăm niște bani sau să salvăm niște vieți. Ce se întâmplă cu funcționarea liftului? Sunt pacienți care ne coboară, nu au pe nimeni, coboară la chioșc să-și cumpere câte ceva. Vin de la etajul 4. Vă spun sincer că eu am urcat până la etajul 4 și mi-a fost, am ajuns acolo grupind, nu mai știam nici cum. Deci nu, numai personalul medical cu cartela și atâta tot. Sau cazurile urgente care le vin, deci tot cu personalul medical. În rest, lifturile sunt
oprite, izolate? Cartela există la parter până la ora 20. Deci există gardianul de servici care are cartelă să-i urce lift, ca asta este. Nu putem să mai lăsăm liftul să funcționeze așa cum funcționa până acum un an, doi, când am fost cartele. Pentru că sunt persoane din oraș care se duc să plimbe cu liftul. Și vin urgențe, vin cu targa de la liftul să urce la, și nu pot, pentru că ei se plimbă cu liftul. Sunt și unul să fie pentru... Ba da, sunt 4 lifturi chiar. Domnul director, veniți mâine și găsim o soluție. E normal să fie la fiecare secție într-o cartelă, să coboare o urcă. Exact, nu să duce lumea de dragă. Gardianul de la parter, să duce la patru, să coboare pe un cetățean. Există pe un bolnav. Nu. Există la fiecare secție, are și infirmieră, și asistent, și pacientul, dacă vrea să coboare, doar îi să pune... Sunt ocupate, nu cauți infirmiera, nu cauți asistenta, toate au rolul lor acolo, eu am văzut ce se întâmplă. Dar mi se pare totuși, haideți să trecem, că nu vorbim de cartela de la spital acum. Dar e important, domnule. E important, dar le discutăm la diverse. Sau să discutem în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului. L-avem invitat pe domnul director. Păi l-avem invitat, da. Da, așa găsim orice întrebare la fiecare proiect și discutăm pe marginea proiectului. Dacă venim să le pădeam... Da. Dacă la gură... Proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, domnul doctor Iarnu Bondar. Am votat? Îmi pare rău dacă dăm jurită. Nu, că vă văd, domnul doctor. Ce? Următorul proiect de hotărâre, privitarea în administrare către liceu de uretic de industrie alimentară pe Tesa, spațiul situat pe strada Viitorului, numărul 28, etajul 3. Rapoartele de avizare a Comisiei Economice, Juridice și Urbanism. Vă rog, economic. Comisia Economică a aprobat. Comisia Juridică a aprobat. Urbanism. Comisia Urbanism va fi favorabil în unanimitate. În expunerea de motive, dacă toată lumea a avut proiectul de hotărâre, cred că în comisie s-a discutat, știind despre ce este vorba. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, dacă nu vă supun acum. Am înțeles că sunt invitați și niște... cei care au solicitat și presupun că poate ne explică un pic... Noi am venit doar să vă spunem că intenția noastră este de a realiza, așa cum am făcut și până acum, o școală. Este privată, dar nu intenționăm să ne îmbogățim de pe urma acestei activități și să venim în întâmpinarea comunității din Fetești, să reușim să avem și ceva școală după nivelul de liceu. Considerați că este un deficit fiind aici și prezentându-vă la Fetești și făcând chestia asta? Am analizat, așa cum face orice investitor, da? Pentru că noi am venit ca investitori aici, am analizat posibilitatea și resursa umană care ar putea să ne vină ca elevi în cadrul școlii și am considerat că da, din punctul nostru de vedere, resursa umană care ar avea nevoie de școlarizare după liceu în arealul Fetești, pentru că nu vorbim numai de municipiul Fetești, ar putea să meargă către o astfel de instituție. Ce șanse credeți că au acei cursanți după ce termină școala să încadreze? Noi nu venim cu o experiență singulară, venim cu o experiență după municipiul Buftea, da, din județul Ilfov, unde avem o altă școală și vă spune că la momentul de față 90% din absolvenții noștri sunt la momentul de față încadrați în muncă. Fie în țară, fie în alte țări din Uniunea Europeană, pentru că noi lucrăm un sistem autorizat, acreditat de către minister, iar toți elevii noștri susțin examen la finalul școlii recunoscute atât în țară cât și adică, ținând cont că plătesc o anumită sumă de bani, au și garanția că o să ia examen? Ținând cont că plătesc suma aceea de bani, nu înseamnă că noi ne vom, în schimbul banilor, vom accepta să vină, să facă, da, să facem școală de dragul de a face școală. O să vedeți, da? Nu facem lucrul acesta, nu mă îmbogățesc. Am înțeles, da? Mulțumesc.
nu trăiesc din așa ceva. Nu, foarte frumos, e de lăudat ce face dumneavoastră. Pe românește, nu, o să vedeți, nu primim nici pagă ca să-și ia examenele, dar în mod firesc și nici nu ne asumăm că dacă ne-am plătit taxa trebuie să-și treacă anul. Foarte bine, așa. Pe românește. Cu asta se ocupă pe urmă forțele de muncă. E o altă întrebare. Care e obiectul activității noastre? Post-liceală sanitară? Post-liceală sanitară, așa am primit autorizația. Autorizația pe municipiul Fetești, da, este pentru două specializări, respectiv asistent medical generalist și asistent de farmacie. Este autorizată de către Ministerul Educației. La solicitare scrie, domnul Mitu, dacă la solicitare, școală post-liceală. Da, da, concret, ce post-liceală poate fi și de silvicultură. De acord, așa este. Nu? Deci așa nu e obiectul. Totuși am citit. Sau de altceva. Nu știu, după această oră... Avize ISJ și în minister aveți? Da, 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 da. Fără de la ISJ? Da, 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 da. Fără, am văzut liceul... că liceul... Nu mă ocup. Liceul de industrie alimentară a formulat niște obiecții David de accesul la laboratoare. Da, am căzut de acord asupra tuturor obiecțiilor pe care... Sala de sport, baza, securitatea... Absolut, am făcut da, același. Da, scrie aici. Eu întreb cum a rezolvat problema. Pozitiv. Că n-am citit. Când va încheia contractul, probabil că vor fi niște condiții acolo. Cu siguranță, doar nu închiriem tot liceul pe românește. Închiriem un spațiu în care venim noi cu dotări. Laboratorul de chimie și fizică obligatoriu să avem lucrurile. Ne facem laboratorul nou. Da. Vă imaginați că la momentul de față pentru înființare am investit cam 20.000 de euro. Mi-era foarte greu să vin să mai investesc încă vreo 20.000 să ne facem laboratoarele noastre fără să am certitudinea că toate lucrurile stau e în ordine. E foarte bine că nu mai fac pentru Fetești, nu mai fac naveta copiii la Slobozie. Sunt solicitări? Sunt. La momentul de față vă spun că avem înscrieri pentru două clase de asistent medical generalist. Da? Nu se face, nu știu dacă se face clasa de asistent de farmacie, dar cele două de asistent medical generalist sunt înscrieri. Sunt 50 de copii care vor să urmeze cursurile noastre, ceea ce înseamnă că lucrurile stau foarte corect. Nu am venit să cerem, așa cum ați văzut și ne-am închiriat panourile noastre legal, am plătit taxe, nu venim să cerem, să vă cerem vreo favoare sau să cerem gratuit aceste spații. Plătim taxe, ne asumăm această activitate, că este și o parte de activitate economică, dar, repet, nu trăim din așa ceva. Mulțumim frumos! Următorul proiect de hotărâre, atribuirea în folosință gratuită pentru o perioadă de 3 ani a spațiilor situate în Policlinica Fetești, în care funcționează laboratoarele de studii sanitare, microbiologie și epidemiologie. Ale nu este încheierea unui nou contract, ci este o prelungire, pentru că s-a încheiat perioada de 3 ani. De 3 ani și atunci urmează în continuare încheierea. Comentarii? Am o întrebare. Vă rog, domnul. Folosință gratuită pentru 3 ani. Deci aici merge cu pe termen, nu? Mă referam la proiectul care tot a fost respins. Este vorba de folosință gratuită și folosință. Folosință gratuită cu termen, cu termen limitat, în administrare. Da? Deci darea în administrare este altceva. Vă scuzați, da, vă scuzați. Banii băgați și în renovare, da? Nu, eu totuși am căutat să văd dacă sunt... Nu, păi nu putea să investească dacă era dar... Bă, dar mă gândeam că poate găseam și acolo o formulă de genul ăsta. Da, așteptăm propuneri. Mulțumesc. Vă spun aprobării proiectul? Mulțumesc, împotrivă, abține. Următorul proiect de hotărâre. Aprobarea contractării serviciului de consultanță și reprezentantă juridică a municipiului Fetești. Raportul de avizare a Comisiei Juridice. Raport favorabil. Este supus aprobării dumneavoastră raportul privind contractarea serviciilor de specialitate juridică
procedură prealabilă obligatorie conform ordonanței de urgență 26/2012. Motivul supunerii dumneavoastră aprobării încheierii serviciului de consultanță juridică constă în faptul că prin pronotă de constatare întocmită de Ministerul Dezvoltării a fost impusă o corecție financiară unității administrative teritoriale Fetești pentru obiectivul de investiții denumit Campus. Vă precizez faptul că derularea acestei investiții a avut loc pe o perioadă de 7 ani, timp în care au avut loc schimbări majore de legislație și, pe de altă parte, această sesizare a venit de la organismele europene în baza unor regulamente adoptate înainte de aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Având în vedere caracterul special acestei investiții, având în vedere și faptul că dacă se va aproba această încheiere de contracte de servicii juridice, ea va ajunge în justiție la Curtea de Apel, unde sunt complete specializate pe achiziții publice, vă supunem aprobării acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Sunt așa. Întrebări? Ați primit? N-am primit, dar am considerat că o să primim. Ne interesa și pe noi cât de cât așa... Spune doamna Bucușanu, în baza care constată, da? Deci această adresă nu pot să o multiplic. Nu, am zis numai una. Nu pot. Nu putem să multiplic. Uite, am... A, și nu lăsați, da? Top secret. De constatarea nereguli, stabilirea corecțiilor reprezintă autoritatea Ministerului și constă o comunicare oficială, purtând semnătura ștampilă. Poate fi, conține informații, cum urmărce, că nu poate fi... Reproducerea totală sau parțială. Dar dacă vreți, facem o solicitare către MDRAP să ne permită acest lucru să prezentăm consiliului. Nu, nicio problemă, domnul Șoarela. Aici se stipulează nota de constatare numărul, ăsta e motivul pentru care... Care este stadiul la ora actuală a discuției cu această comisie? S-a finalizat? Da, este respinsă contestația noastră și trebuie să ne adresăm curții de apel. Surprinde totuși dacă este interzisă reproducerea. Ei de ce cer hotărârea de Consiliu? Adică ei au dreptul, nu avem dreptul să știm documentele lor sau, mă rog, e o chestie. Dar nu avem nimic de asta. Să o vedeți, noi facem demersurile care trebuie, că nu trebuie să ne... Da. Nu trebuie să stăm cu mânață. Greșeală sau nu greșeală, asta e. Nu e vorba de greșeală. Nu pot să comentez o notă de constatare făcută de... Adică în momentul în care inițiez un proiect și zic în baza unei adrese sau unei alte, trebuie să atașez documentul. Asta da, e regulă. Da, să înțeleg de ce. Când asta vedeți. E regulă, da. Dacă ei fac alte reguli care, mă rog, sunt valabile. Alte întrebări? Sunt valabile. Sunt și specific. Deci, votul meu negativ este pentru a stimula serviciul juridic în a lucra mai mult, mai atent și mai eficient. Deci noi angajăm acest serviciu de asistență juridică pentru a rezolva această problemă. Este adevărat, este o legislație amplă, o legislație bocată, europeană, dar rămân consecventă principiilor, în sensul ca serviciul juridic să facă față tuturor provocărilor juridice. De aceea m-am acționat. Și atunci considerați că e legal ce facem sau nu e legal? Deci este legal să angajăm acest serviciu juridic. Și că am mai discutat cu eu vreau ca serviciul juridic al primăriei să facă eforturi și să răspundă acestor probleme juridice. Nu trebuie să dăm sume suplimentar pe viitor pentru a rezolva problemele juridice ale primăriei. Domnul director a explicat care este motivul
cum că această legislație este amplă, bogată, de ani de zile, tot timpul în modificări, dar punctul meu de vedere este că serviciul juridic al primăriei să facă față unor astfel de probleme. Și mai era cazul atunci să mai introducem această ordine de zi, dacă nu... Păi, cred că nu ați înțeles ce am... Eu am înțeles foarte bine, domnul Șoara, mai discutat. Nu aș mai vorbim și... Și acum revenim la așa chestie. Asta spuneți că vă abțineți că serviciul ăsta, acum punem pe ordinea zi să votăm. Este legal să votăm? Este caz să votăm sau ne abținem? Deci este legal să votați. Este opțiunea noastră să angajați acest serviciu juridic de avocatură, iar eu vin și atrag atenția serviciului din primărie că trebuie pe viitor să rezolve singur problemele. La momentul ăsta nu este în stare să rezolve aceste probleme juridice. Asta vreau să spun. Și timpul trece și atunci se... Este adevăr, e un proiect european. De asta zic, e o particularitate aici și tocmai de asta se solicită acest lucru, ca să venim în sprijin tot. După ce va avea experiență mai multă și în aceste... Așa, nu oricum să mai cea. Domnișoara intervenit și a spus punctual. Știu că mai avut, da, tocmai de asta zic, că mai fost pe acum câteva timp. Nu, dumneavoastră ați văzut pe ideea pentru viitor să nu se mai ajungă într-o asemenea situație. Cum solicita poate persoane specializate să participe la un concurs de posturi vacante pe juridic, specializați în acest sens dacă noi avem astfel de probleme? Trebuie să identificăm la Petești Campeu, problema să apare. Adică nu vreți să încurajați această practică, da? Externalizăm serviciul, găsim niște soluții până la urmă dacă... Dar la momentul ăsta, sigur, este o urgență din punct de vedere juridic, pentru că trebuie să facem contestația la Curtea de Apel. Iar echipa de juriști de la primărie nu poate la momentul ăsta să facă față. Am înțeles, e un volum mare de muncă, sunt documente multe. Trebuie să aibă și expertiză la legislație internațională și mai distrugă. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii pe specialități a membrilor Comisiei Sociale pentru analiza cererilor de locuințe. Aici nu. Articolul 1 din proiectul de hotărâre stabilește structura pe specialități a membrilor Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor de locuințe. Consilier local sănătate, consilier local învățământ, consilier local administrație. Faceți propuneri. Și raportul de avizare a Comisiei Juridice. Pentru sănătate, domnul doctor Țențea. Nu, nu. Nu era bătut. Domnul Țențea? Da. Administrație. Domnul Șoara Cherechea. Domnul Șoara Cherechea. Domnul Șoara Cherechea. Sunteți de acord să facem propunerea întregii comisiei, nu pe fiecare? Cine este pentru? Mai unul singur. Pe mai niciun. Unul singur de propunere. Păi sunt trei. Sunt trei. Trei propuneri. Vă spun aprobări. Eu vorbesc destul de tare, cred eu. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotriva, ține. Și ultimul proiect de hotărâre. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2016. Vă rog. Propun pe domnul Șoldan. Poate propunere? Propun pe domnul Gheorghiu. Supun aprobării prima propunere. Cine este pentru? Nu mai are rost să mai spune treaba. Ce știe? Și ultimul punct pe ordinea de zi, diverse. Vreau să anunț colegii consilieri că am făcut o adresă către SECERAJA prin care am solicitat defalcarea elementelor de cost a prețului și am primit un răspuns spre surprinderea noastră destul de rapid, având în vedere că am primit structura pe elemente de cost a tarifului la apă și canal. Am luat la cunoștință într-un timp foarte scurt de această adresă, dar am dat-o în lucru economiștilor și juriștilor din
primărie pentru a analiza dacă aceste elemente care compun structura prețului este legală, concordă cu... Câte da, de aprobat de ANRSC. Trebuie să vedem aici. Avizul ANRSC este dat pe preț, dar este organismul care reglementează. Este structura este dată și fundamentată de către Raja. Ori ANRSC-ul dă doar un aviz. Această structură n-a fost prezentată, ea este în lucru și dacă găsim elemente care, știu eu, aduc prejudicii cetățenilor prin această structură a elementelor de cost, le vom aduce la cunoștință și vom căuta să înlăturăm aceste probleme. Eu doar am vrut să vă aduc la cunoștință că am primit răspuns de la Raja pe această structură. Da, nu este rău. Am cerut și da, când eram consilier, n-am primit, da, mă bucur că am primit acum în al 12-lea această fundamentare a prețului. Și nu este niciun secret din asta, după ce vom analiza, vom prezenta un punct de vedere. Constă în legalitatea stabilirii prețului, avizul ANRSC, adică notele alea de fundamentare care se prezinte, le-am văzut și noi în Consiliu, dar nu mai știu dacă dumneavoastră ați votat atunci, nu mai țin. Da. A fost la... Cu titlu de exemplu, pot să vă spun că în structura prețului găsim protocol, reclamă, publicitate. Așa, la prima vedere, mi-au sărit în ochi aceste elemente de cost. Dacă ele sunt legale, le vom analiza. Dacă nu, vom solicita societății Raja să le elimine din costul tarifului. Dar știți foarte bine că prețul este unitar. Exact. Eu nu știu nimic. Eu îmi pun întrebări la această societate și vreau să primim răspunsuri. Dacă dumneavoastră știți, vă rog să ne prezentați și nouă care este poziția Raja. Potrivit legii și am studiat și eu că prețul este unitar pe operator. Deci nu poate, din ce știu eu, nu poate să aibă un preț la Fetești, un preț la Cernavodă și un preț... Numai dacă uităm la un element amortizarea, toate unitățile au aceeași valoare... Știu că e o cerință a Comisiei Europene prin directiva, nu rețin acum exact directiva. Dacă dat un aviz... Da, un aviz de principiu. Un aviz în baza căruia ei funcționează și susțin acest preț și încasează oamenilor. Pe asta zic, că cere primăriei sau companie din primărie să analizeze, nu știu câte competențe... E bine, dar nu știu câte aceasta stă în picioare. Acum stăm la 10 și contractul, să vedem. În al 12-lea aceasta a sosit această analiză. Problema cu amortizmentul, să ne spune domnul director, cine plătește amortizmentul? Noi sau Raja? La aceste active credințate. Ei plătesc amortizmentul? Credințate sau concesionate la mine. E variabil, așa cum spune. Dar ei probabil se referă la mijloacele și modurile lor. Și ale lor. Ale lor și... Alea sunt fixe ori. Plăță de preț unitară. Alea sunt fixe. Păi nu, nicio problemă. Dacă sunt ale lor și sunt în exploatarea orașului Fetești, tot influența lor. Deci eu am întrebat răspunsul. Cine plătește amortizmentul la mijloacele fixe care le-am predat? E variabil de la Fetești la Slobozia, normal pe ea. În primul rând, doamna Petrușeva, frate. În primul rând, nu cred că este bine fundamentat prețul și pot să justific și de ce. Deci sunt localități care au stații de epurare și plătesc apă epurată. La noi nu am avut stații de epurare până acum. Am plătit apă epurată. Nu există o lege ca să reglementeze că un operator trebuie să aibă aceleași prețuri în toate zonele. Deci există aducțiune liberă la canalizare și stații de pompare. O chestie care s-a făcut și la Fetești, o consider foarte proastă, cu stațiile de pompare, că existau posibilități cu aducțiune liberă. Și chiar justificarea prețului care a făcut Raja către ANRSC, cred că există pe undeva
un neadevăr, deci faptul că a plătit, mulți locuitori din Fetești au plătit apă epurată și n-au beneficiat de acest serviciu. Deci nu e o lege ca peste tot să fie același preț. E un lucru bun. Chiar a ieșit acum două zile, dacă nu, sau ieri, directorul de la Raja, a mai zis o chestie, deci proiectul este destul de prost făcut. Sunt locuințe care sunt sub nivelul canalizării și au zis că să-și achiziționeze pompe care vor costă în jur de 200 de lei, deci directorul mare de la Raja, și să facă repompare în, în canalizarea. Da. Domnul Caraș. Mai am și o întrebare, doamnă. Am văzut că s-a făcut un credit prin trezorerie pentru finalizarea investiției campus. Banii aceia care noi am alocat prin rectificare în luna iulie de 4 miliarde 100 rămân în continuare și mai era nevoie de încă un credit? Să nu facem confuzie, atunci am repartizat niște prevederi pentru mobilier, pentru campus, da, prin reduceri de la alte obiective. Deci doar prevederi. Iar sursa financiară urma din venituri proprii, dacă vom avea, și am găsit această șansă cu ordonanța 8 pe 2016, împrumut din fondurile din privatizare la trezorerie, în condiții avantajoase. Deci, da, finanțarea atunci, n-am alocat bani, am alocat doar prevederile bugetare și vă rog să rețineți, prin diminuare de la alte obiective. Da, că deja ați comentat pe Facebook că banii au fost suficienți pentru campus și de ce am ți-a mai făcut acest împrumut. Nu mai am comentat eu? Nu, în general dumneavoastră. Deci prin această ordonanță, luăm bani de acolo și finanțăm campus. Știm că la inaugurare. Dar deci nu înseamnă 4 plus 4. Da. Numai 4. Miercuri n-am fost, da, și de asta am întrebat. Nu poate, că eu chiar am fost la Consiliul de Administrație a Liceului și am fost cu domnul director și l-am întrebat. Ați analizat suficient? Sunt banii ajung pentru tot ceea ce dumneavoastră trebuie să dotați? Pentru că altfel ne presează în cadrul la doamna și ne spune avem termen până la data de să finalizăm. 31 octombrie. Bine, pentru că e chiar o lucrare frumoasă. Chiar am văzut, e bine că recunoașteți. Dar de ce să nu recunoaștem? Păi. Dacă este o lucrare făcută pe fonduri europene cu oameni, de ce să nu recunoaștem? Credeți că punem punct și noi nu apreciem ce a fost bun și ce ba a fost da, nu, bun? Dar zic, e bine, pare foarte e o lucrare bună. Nu cred. Asta mă bucur. Da, adică constructorul în care a fost un om de... Mi-a plăcut cum a construit, am fost și la garsonierele și am văzut și finalele. Cred că trebuie să urgentăm și o să rog pe doamna să urgentăm puțin. Nu m-a ascultat doamna. Este foarte atentă. Și discutam tot despre campus. Da. Acum, nu s-a așa că și dânsa are un merit acolo la campus. Am înțeles. Eu m-am referit acum că trebuie să facem o folosință a celor personiere. Da, ce se întâmplă cu alimentarea cu energie electrică? De ce s-a împotmolit aici? Deci e totul pe provizorat la garsoniere chiar? La garsoniere este făcută lucrarea până la limita de proprietate prin proiect și acum printr-un alt proiect se face branșamentul. Și când se termină branșamentul, după aceea... Eu am înțeles că deja de 6 luni sunt terminate aceste garsoniere. Nu s-a făcut proiectul până la data asta? Da, da, dar a trebuit. A trebuit proiect, autorizație de construcție, lucrarea încredințată și acum este în execuție. Și la liceu e aceeași situație, tot pe provizoarea să merge. La liceu este terminat, singura problemă este tot de contracte încheiate. Am făcut contract de mentenanță pentru... grupul pentru postul de transformare. Acum este contractul de furnizare, a venit, ne-am semnat noi, trebuie mers, din partea lor se duc la București, la Slobozia, la... Deci sunt simple formalități, acolo este terminat. Se trebuie urgentat pentru că astăzi o să avem probleme cu cele 8 garsoniere, să știți. Da, trebuie urgentat, dar la ora actuală este totuși o mică problemă. Sunt 10 ele sunt legate câte... Câte două, iar contorizarea trebuie făcută separat. Este totuși o problemă, o să o vedem.
Vă rog, privați înainte. Da, pentru că este domnul mână la spital și a mai rămas și de transmis. Este problema și dorința medicilor și asistentelor de la fosta dată de, de la UPU, cum aveți dumneavoastră, acum UPU, da? A toaletă. Pentru că vin oameni din afară și acolo e dezastru. Deci este dorința medicilor. Stați puțin. Sunt femeile de serviciu care sunt pe fiecare palier, trebuie să răspundă de așa ceva. Nu, le dăm voie cu portarul să intre. Și se intre acolo, zice, mergem la UPU, mergem la gardă, mergem la urgență, da. Și acolo ei merg să-și facă. Lasă-mă, femeia de serviciu, dacă intru în salon sau așa, stă să urmărească, deci de la poartă, probabil de aici nu se gestionează bine la intrare. Oasele se doamna vin de afară și... Da, din afară, nu din, nu din pacient. Din afară, din afară, vin... Stați puțin, că avem portarul. Portarul ce se bun, și cum procedați noastră, cum ajutați totuși personalul de la UPU în situația în care, în care vin țiganii și doamnă... Nu trebuie să răspundeți, prinde domnul director. La ora 1 noaptea, o jumătate de oră m-am plimbat prin spital și la poartă nu era nimeni. Nu trebuie să vă surprind, ați aflat de ce făcea acel om de la poartă. Nu, dar ar fi trebuit... De aici mai mult care se întâmplă între medici de la camera de gardă și sau de la UPU, cum e acum, și țigani. Pentru că una din doamne a fost linșată, chiar până a ajuns, dacă nu fugea, vreau să ieși la bătaie. Iar aici nu e. Pacienții care vin la chirurgie și în UPU, țigani. Acum, ce să vă zic, știți că ei se duc cu cărbi. Asta e. Nu avem posibilitatea să vorbim cu jandarmie, cu noastră. Deci, până acum nu au fost incidente. De aceea, le-am gestionat. Ce să vă spun? E greu. E greu, deci, dar și pentru dâns. Dumnealor e greu. Ca femeie să te vezi pus în situația că ți sare țiganul la gât, nu e chiar atât de ușor. Aveți vreo firmă de fază? Da, este o firmă de fază. Bun, și... Avem, un post la poartă și unul în interior. Putem da, firma de fază are și echipaj mobil de intervenție. Au venit, au intervenit, eu știu despre ce zice doamna. Echipaj mobil de intervenție. Din mulți. Nu s-a întâmplat nimic, n-a fost nicio problemă, doar... Astea se întâmplă zilnic. Omul că vine la spital e singur care... Deci problema lui este cea mai importantă. Nu are timp, nu are putere, nu are... Se întâmplă. Mai este dorința medicilor specialiști de pe cardiologie. Cumva să se delimiteze secția de cardiologie de secția de intern. Referitor la cadrele sanitare, asistent medical, să se aleagă dintre cele care sunt specializate pentru cardiologie, cele care sunt în internuri. Deci se întâmplă greutăți, da? Se folosesc niște cuvinte, da, de specialitate, iar... Le transmit prin dumneavoastră medicilor cardiologi, da. Acolo, că nu avem personal calificat pe cardiologie special. Dar se pot forma cu ajutorul... Putem să, mai mult de ce am delimitat, acum nu se poate delimita. Le-am pus și încuietorii electronici, am pus Nu e vorba de încuietorii electronici, e vorba separarea secțiilor, efectiv. Da, la momentul ăsta avem vizitări pentru primărie să ne subiunem că trebuie să ne subiunem și mai avem acolo pe lângă cărdurile valiași. Deci să ne ascultăm, ce se întâmplă? Trebuie populat cu asistente și infirmiere, o să vedem. La momentul ăsta, asta este personal, cu asta lucrăm. Au lucrat până acum în condiții bune, le-am cumpărat tot ce au vrut, de la EKG-uri, de la, da, le-am dat cabinete, le-am dat tot ce de aceea v-am solicitat, tot cu ajutorul dumneavoastră, puteți să faceți o treabă ca aceasta. Deci, în celelalte spitale sunt de nu cumva în organigramă aprobată de Ministerul Sănătății, este compartiment și nu secție? Asta nu se spune, dar... Deci e o diferență între secție și compartiment. Compartimentul este parte integrantă a secției.
Să fim foarte bine înțeleși și atunci se supune rigorilor și regulamentului secției respective. Dacă ar fi vorba să vorbim de altceva, ar trebui să ne gândim la că la nivelul secției de boli interne mai sunt și alte specialități, supra-specialități care trebuie utilizate în beneficiu oamenilor. Da. Adică să reușim să realizăm contractul cu casa pe pneumologie și pe explorări cardiologice, gen ecografia, să nu mai plătească omul din mână, să se meargă cu bilet tip Casa Națională. Dar asta rămâne ca în momentul în care casa declanșează activitatea să se poată lucra. Asta așa. Am rezolvat pentru că avem doi medici, colaborează, le face internare de zi și internare de zi să le facă investigațiile care trebuie, chiar și fără bani. Bine, sunt unii care nu așteaptă, nu au bilete de trimitere, da. Până aceea îi încasăm, da? Acum câteva zile s-a inaugurat stația de epurare, revenind la... Vreau să știu și eu, sau și noi, probabil toți dorim să știm, s-a inaugurat, dar s-a inaugurat ce? Am înțeles, s-a terminat lucrarea, s-a finalizat proiectul, punerea în funcțiune a stației de epurare, când au spus că va fi realizată? Pentru că știu că au promis că o să monteze o stație de pompare ape uzate monobloc. Știți și dumneavoastră că era vorba de a 11 stații de pompare ape uzate, ca să poată să o pună în funcțiune. Vine iarna imediat. Presupun că dacă nu va fi pusă în funcțiune și toată aparatura de acolo să funcționeze cum trebuie, o să înceapă să pice aia, să pice aia, să cedeze, ce știu eu ce fac acolo. Acum, puteți să-mi răspundeți, nu dumneavoastră, domnule primar, știți cumva când va fi pusă? O să ne informăm și o să vă informăm. Păi? Ne informăm mai bine și o să vă informăm și eu.